găsit tuturor, este ora 15, eu sunt Andreea Dumitrescu și începe Studio Politic. Astăzi ne uităm la coaliția lui Nicu și Marcel, care va continua și după 2024, dar doar dacă PNL și PSD vor merge împreună în alegeri. A spus-o președintele PSD, Marcel Ciolacu, în exclusivitate la Digi24. Funcțiile se împart abil între cei doi camarazi, doar că s-ar putea bloca în voința partidelor. Acolo deja sunt nemulțumiri legate de apropierea dintre cei doi. Scandalul privind dragările de pe Băstroie continuă. Ucraina și-a dat acordul și nu prea pentru verificări pe canalele Dunării. Existența unui acord a fost anunțată inițial de administrația fluvială a Dunării de Jos. La scurt timp după, ministrul transporturilor anunța că de fapt acordul nu vizează brațul Băstroie. Ucrainenii au dat undă verde măsurătorilor pe o porțiune a brațului Chilia, dar încă întârzie să aprobe toate porțiunile de interes pentru România, inclusiv canalul Băstroie. Polonia a găsit spioni ruși care monitorizau transporturile cu ajutoarele NATO pentru Ucraina. Autoritățile din Polonia au găsit mai multe camere de supraveghere și, potrivit presei internaționale, imaginile aparțineau mai multor persoane care ar pune la cale acțiuni de sabotaj. 6 persoane au fost arestate. Discutăm imediat la Studio Politic cu generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Iar acum despre subiectele politice interne, discutăm cu invitații mei de la această oră, Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Bună ziua! Bună ziua! Și de asemenea fostul premier și fost președinte al Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua! Aș vrea să pornim discuția noastră de la lucruri cât se poate de concrete, declarațiile făcute de Marcel Ciolacu și de premierul Nicolae Ciucă legate de o candidatură comună la alegerile din 2024, un scenariu discutat de cei doi, spune Marcel Ciolacu, dar negat de premierul Nicolae Ciucă, zâmbitor însă. Să vedem declarațiile și le comentăm imediat. Ați candida într-o alianță electorală la președinție, într-un tandem, dumneavoastră candidat pentru președinție și Nicolae Ciucă pentru prim-ministru. E un scenariu nu exclus, dar nu e un scenariu simplu. Sunt cele două mari partide, Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, foarte puțin probabil să accepte să nu aibă candidat. Consulta partidul cu privire la acest tandem? Absolut orice decizie în Partidul Național Liberal se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele și, în final, pe orice decizie vom avea susținerea de la nivelul fiecărei filiale. Cea mai bună variantă în acest moment pentru România este o coaliție între cele două mari partide, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Văd această colaborare și din anul 2024. Nu mai vorbim de o coaliție. Dacă mergem separat, foarte greu, după o campanie electorală în care mergi separat, să mai creionezi iarăși o coaliție. Are și politica ei limitele sale. Acest răspuns nu poate veni de la secretarul general, președintele partidului sau liderii partidului, poate veni într-o consultare cu structurile statutare ale partidului și intenționăm să avem această discuție. Domnule Stolojan, are și politica limitele sale, spune Marcel Ciolacu, așa că nu vă rămâne altceva de făcut decât să candidați împreună. Cum sună ideea asta pentru membrii Partidului Național Liberal? Sună foarte prost, cel puțin pentru mine. Dacă l-a scurs pe domnul Ciolacu, atunci poate că trebuie să revenim iar la Partidul Unic în România, că așa e situația la ora actuală. Eu nu cred că ăsta e sensul democrației. Avem două partide, sunt două partide care au vederi diferite pe multe probleme și e cazul ca fiecare partid să candideze în campaniile electorale pe baze proprii și nu pe liste comune sau alte asemenea lucruri cum s-au mai întâmplat în trecut și n-au dus la nimic bun. În funcție de rezultatele din alegeri vom vedea care este calea de urmat. O nouă coaliție sau, știu eu, partea dreaptă sau partea stângă la guvernare, după cum arată rezultatul votului. De ce nu ne uităm la exemple de țări cum este Germania, unde tot timpul, cel puțin în ultimii, știu eu, 20-25 de ani, a existat la guvernare
o coaliție între dreapta și stânga, dar au mers întotdeauna în alegeri în mod independent. De ce nu putem și noi să urmăm exemplele bune și nu exemplele proaste? Am mai avut o asemenea experiență în trecut cu USL-ul pe liste proprii și așa mai departe. Nu e o treabă bună. Dar rezultatul a fost unul de aproape 70%, adică în primă fază și-a arătat avantajele alianța respectivă. Vedeți și acum în Parlament cele două partide, dacă nu mă înșel, și cu UDMR-ul suntem la 70%, dacă nu peste. Deci suntem și acum într-o situație în care orice reformă ar trebui să o putem face, dar vedeți că sunt puncte diferite de vedere, inclusiv pe reformele care sunt prevăzute în Programul Național de Redresare și Reziliență. Din păcate sunt puncte de vedere diferite, dacă mă refer numai la pensii, de exemplu. Deci, din punctul meu de vedere personal, și asta va fi poziția pe care o voi susține în cadrul partidului când va fi pusă în discuție, este de a merge independent PNL, PSD, de a merge fiecare separat în alegeri. Ceea ce spune domnul Ciolacu că dacă mergi separat pe urmă mai greu să faci o coaliție, iată că s-a făcut această coaliție și așa vom face și alta dacă rezultatul votului va impune. Acum, Florin Negruțiu, mă gândesc că matematica nu se aplică neapărat în alegeri, pentru că când își pun candidații împreună două partide, nu adună la un loc scorurile electorale din sondaje, nu rămân toate procentele acolo. Poate chiar ar fi mai avantajos pe hârtie să candideze separat. Tu cum vezi lucrurile? Înainte să-ți răspund, aș vrea să-l întreb și eu pe domnul Stolojan, dacă domnul Nicolae Ciucă este cel mai potrivit candidat PNL pentru președinție în acest moment. Pentru PNL? În niciun caz. Pentru PNL. În niciun caz pentru PNL. Ciucă... mă referiți la Ciucă, m-ați întrebat. Am înțeles de Ciolacu. Bun. Domnul Ciucă, deocamdată, este cel... Nu, mă scuzați, la un moment dat mă gândeam la Ciolacu și credeam că mă întrebați de Ciolacu. Domnul Ciucă, la ora actuală, este personalitatea din PNL care are cea mai bună cotație, știu eu, la nivelul încrederii în populație. Și eu cred că prestația dânsului ca prim-ministru, sigur, nu este extraordinară, dar este o prestație care a răspuns la cerințele etape actuale, cu problemele de criză, cu depășirea diferitelor crize. Nu văd de ce dânsul nu ar fi bun să fie și candidat pentru președinție, având în vedere care e rolul președintelui potrivit Constituției. Poate domnul Ciucă să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Categorică poate, pentru că în turul 2 cu siguranță va fi candidatul PNL și candidatul PSD. Nu văd un candidat de la AUR să facă surpriza nemaipomenită. De ce sunteți atât de sigur că candidatul dumneavoastră, domnul Ciucă, va ajunge în turul 2? Ce vă face să fiți atât de sigur? Cele două partide sunt partide organizate, au organizații puternice în teritoriu. De fapt, sunt singurele partide care acoperă realmente toată țara, au organizații și se bucură de o anumită încredere, fiecare sigur pe sectorul lui. Dar dacă îmi permiteți, aș adăuga și o întrebare pe linia asta. Dacă îl vedeți pe Nicolae Ciucă la fel de pregătit ca partidul, cum spuneți că este, are organizațiile și infrastructura necesară să facă față unei campanii, dacă și Nicolae Ciucă e pregătit să facă față unei campanii prezidențiale, în contextul în care vedem socialdemocrații și-au pus clar ambiția, au anunțat-o public, vor să nu mai rateze Palatul Cotroceni de această dată, va reuși să se impună Nicolae Ciucă și să păstreze tradiția din ultimii ani, să aducă Cotroceniul pe partea dreaptă? Bun. PSD-ul și-a propus de mult timp acest lucru și n-a reușit până acum. Sperăm să nu reușească nici în alegerile din 2024.
Domnul Ciucă este un om tânăr, chiar dacă sigur are anumită vârstă, e și pensionar de armată, dar e un om foarte tânăr, are energie și părerea mea că a căpătat și experiență politică, în primul rând în cadrul PNL. PNL nu e un partid monolit ca PSD-ul. PNL e un partid care vedeți că are răbufnire, are fel de fel de poziții insulare ale unora și altora. Domnul Ciucă a reușit să mențină totuși acest partid unit și sigur că dacă mă întrebați pe mine, ceea ce recomand eu domnului Ciucă, începând cu rotativa pe care o va face în mai, pentru că sunt sigur că dânsul își va menține angajamentul luat când s-a format coaliția, este să strângă foarte mult relația cu baza partidului. Dânsul acum e prim-ministru, e prins în fel de fel de activități și are mai puțin timp pentru a face ceea ce se cheamă o muncă de la om la om. Va face acest lucru ca președinte al Senatului. Bun. Uite, o să îți dau și eu comentariul meu de data asta, pentru că am urmărit cu mare atenție cum au răspuns cei doi. Domnul Ciolacu și domnul Ciucă, practic la aceeași temă. O candidatură în tandem la președinție, unul președinte, celălalt premier. Și poate premier. Chiar mai mult de atât. Marcel Ciolacu este politician. Se vede că este un lider politic. Este un om care are experiență, inclusiv experiență de campanie electorale. Domnul Ciucă, în schimb, răspunde ca un funcționar. La întrebare, spune, vom discuta în partid, vom lua toate deciziile în forurile statutare. Ori nu asta se așteaptă de la un lider de partid, de la un lider în general. Un lider îți dă o direcție. Un lider nu vorbește ca dintr-un proces verbal. Da? Un lider este cel pe care ceilalți îl urmează, pe care partidul urmează, pe care electoratul îl urmează. Domnul Ciucă nu este un șef ales pe bune. El este un șef pus cu mâna de Klaus Iohannis în fruntea partidului. De aici și până la a duce o campanie electorală pentru a ajunge în turul 2 este o cale foarte lungă. Uite, domnul Stolojan dă o declarație tranșantă. A spus că așa ceva nu se poate. Ce ne spune domnul Ciolacu? Că pentru PNL nu se poate, că nu ies bine din această ecuație PSD-istă. Domnul Ciucă nu spune lucrul ăsta. Da? Nu și-asumă o opinie personală. Încă domnul Ciucă nu și-asumă o poziție personală, deși este președintele partidului. Îi va fi foarte greu să ducă o campanie electorală în care ar trebui să se bată cu candidatul PSD, în primul rând, și cu candidatul AUR. De asta cred că îi va fi, în ciuda faptului că, da, partidul are organizații și face campanie electorală, îi va fi foarte greu cu carisma personală să ajungă în turul 2. Și chiar dacă am învățat așa cum să fie politician, cum ne spunea domnul Stolojan... Nu a învățat. Eu nu cred că domnul Ciucă a învățat și cred că încă... și cred că este destul de târziu să învețe lucrul ăsta. Pentru că trebuie să știi tot partidul, trebuie să știi filialele, trebuie să iei țara la pas. E muncă multă. Și domnul Stolojan știe lucrul ăsta pentru că a candidat și dânsul într-o campanie electorală. Știe ce înseamnă să... duci o cursă prezidențială. Știe cât de greu este să faci lucrul ăsta. Știe cât de greu este să conduci, să însuflețești, să comunici cu oamenii. Într-o campanie electorală nu se citește de pe foaie. Trebuie să vorbești omenește, de la om la om, ca să-i convingi să te voteze. Ori, în momentul ăsta, PNL are o problemă de leadership, din păcate pentru domnul Stolojan, care este aici de față. M-aș uita un pic, domnule Stolojan, la istoria ultimilor 2 ani, nici măcar mai mult de atât nu trebuie să mă uit în urmă. Ludovic Orban a rămas fără funcția de premier, a rămas și fără funcția de președinte al partidului. Florin Câțu a rămas fără funcția de premier, a rămas și fără funcția de președinte al partidului. Am putea vedea această istorie repetată și în cazul lui Nicolae Ciucă, ținând cont poate și de problemele ridicate de Florin Negruțiu mai devreme.
Sigur că eu regret această evoluție care a fost în Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal nu e un partid și n-a fost un partid în care a ajuns la guvernare să înceapă să facă ce a făcut PSD-ul la vremea respectivă cu acele schimbări de prim-ministri. Din păcate, iată, am avut și noi această situație, dar de data asta, în cazul domnului Ciucă, situația nu mai este aceeași. Aici avem un acord cu PSD-ul care spune foarte limpede ce se întâmplă în mai. Deci domnul Ciucă nu părăsește funcția de prim-ministru ca urmare a unui eveniment, știu eu, neașteptat sau a dorinței președintelui țării sau mai știu o cui. Există acest acord încheiat, iar Ciucă este omul care va respecta acordul. Bun, dar va rămâne totuși fără funcția de premier? Va rămâne președintele Partidului Național Liberal. Eu am spus-o mai de mult că dânsul nu trebuie să rămână mai departe în guvern și dânsul și-a și exprimat, am înțeles public, dorința de a prelua președinția Senatului, de a fi ales ca președinte al Senatului. Deci este o altă situație acum, e o situație care, să spunem așa, evoluează controlat. Bun. Controlat vor evolua și negocierile la vestita deja rotația premierilor, pentru că acolo încă par să fie niște puncte nevralgice legate de ministere. Marcel Ciolacu a lansat o ipoteză nouă aseară, vorbind despre un nou minister, unul dedicat afacerilor europene, care ar duce la eliminarea unui alt minister existent acum. Vedem tensiuni în Partidul Național Liberal și legate de ministrul de externe. Deci ne așteptăm să vedem negocieri complicate și schimbări multe. Dumneavoastră, cum le vedeți? Eu le văd foarte simplu. Din păcate, în capul politicienilor e multă confuzie la ora actuală. Fiecare partid lucrează la un program de guvernare. România nu are timp în anul 2023 de așa ceva, de fel de fel de negocieri lungi. Și această tranziție trebuie să se facă rapid și lin. Și vă dau două argumente pentru care trebuie să se întâmple acest lucru. 2023 este anul în care România are, ca să vă dau numai un exemplu, de absorbit 7,5 miliarde de euro rămase nefolosite din exercițiul financiar european 2014-2020. Suntem în ultimul an. Nu reușim să absorbim 7,5 miliarde, pierdem 7,5 miliarde. Ori dacă ai un guvern care începe să se formeze foarte greu, dacă fiecare partid politic și-a făcut propriul program de guvernare, când de fapt un singur lucru trebuie făcut, cele trei partide să se așeze imediat la masă și să actualizeze programul care există de guvernare cu care a fost investit guvernul Ciucă. Gândiți-vă că numai reformele pe care le avem de executat din Programul Național de Redresare și Reziliență, dacă am reuși, ar fi un lucru extraordinar de bun. Păi și de greu. Și atunci n-ar fi mai simplu dacă rămâne așa cum zice Marcel Ciolacu, cu fiecare ministru să-și păstreze portofoliu, să nu se schimbe nimic, doar premierii? Din păcate există acest acord de coaliție în care sunt prevăzute în mod expres și ce ministere schimbă titularii. Și părerea mea că trebuie respectat acordul așa cum este și nu venit cu fel de fel de alte propuneri, pentru că nu vor face decât să lungească această boală. Gândiți-vă că tot în anul 2023 suntem în anul în care au fost definitivate toate acordurile cu Comisia Europeană pentru a începe execuția noului program financiar european 2021-2027. Orice întârziere în a avea un guvern, să mai vorbim de situația care este internațională. Mai am o întrebare pentru București, domnule Stolojan, dacă veți merge cu candidat propriu la primăria capitalei, dacă îl veți susține pe Nicușor Dan sau dacă o veți susține pe Gabriela Firea de la PSD? În niciun caz pe Gabriela Firea. Acum, sigur, iarăși revin, punctul meu de vedere e că Partidul Național Liberal trebuie să meargă pe cont propriu și în alegerile pentru capitală. Avem o serie de tineri care
au demonstrat deja în activitatea profesională, dar și politică, că sunt oameni foarte serioși. Este acest viceprimar de la Primăria Generală pe care îl avem. Domnul Bușduveanu, probabil. Exact, care a avut câteva inițiative foarte bune. Uite, a eliminat toată anomalia aia care era cu parcările în București, cu fel de fel de tarife, fiecare își punea tarifele, am ajuns la un sigur. Îl mai aveți și pe domnul Ciucu, îl mai aveți și pe domnul Burduja, aveți da, niște variante. Că, nu uitați că și pe domnul secretar de stat Baciu de la Sănătate. Sigur, oameni mulți tineri, dar puține Dar alegerile se desfășoară la primărie într-un singur tur? Deci dacă veniți cu candidat propriu, strategia spune că avantajați candidatul PSD, care în momentul ăsta este în sondaje mult în față. De acord cu dumneavoastră. Deci va trebui căutat o soluție aici să reușim să grupăm cât mai mulți. Eu nu sunt atât de categoric împotriva actualului primar cum sunt mulți colegi ai mei. Dimpotrivă, eu cred că s-au făcut progrese. În primul rând este un om cinstit. Nu am niciun fel de semnale că ar fi băgat în fel de fel de afaceri necurate. Faptul că ce se întâmplă cu căldura, cine merge prin București, eu merg destul de des și pe jos și cu bicicleta, sunt lucrări care se fac și care durează foarte mult timp ca să înlocuiești țevile astea de căldură și așa mai departe. Adică părerea mea că el a declanșat o serie de proiecte. Deci eu nu sunt atât de dur în a-l evalua pe Nicușor, actualul primar, cum unii colegi de-ai mei s-au exprimat. Vă mulțumim frumos pentru această analiză, domnule Stolojan. Noi luăm acum o scurtă pauză publicitară. Revenim cu analize legate de ultimele incidente pe plan extern. Am revenit cu o informație de ultimă oră. Polonia a decis să trimită avioane MiG-29 Ucrainei. Asta vine în contextul în care Occidentul și-a reafirmat recent angajamentul de a susține Ucraina în războiul său cu Rusia. Totul vine într-un context mai larg însă. Rușii ar fi încercat să saboteze transporturile militare pentru Ucraina. Polonia a găsit spioni ruși care monitorizau transporturile cu ajutoarele NATO pentru Ucraina. Autoritățile de la Varșovia au găsit mai multe camere de supraveghere pe căile ferate și în apropierea unui aeroport. Acestea ar fi fost montate de spioni. În total, 6 suspecți ar fi fost deja arestați. Discutăm despre această informație, dar și despre altele, cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună ziua! Bună ziua! Cum vedeți această informație? Iată, spioni ruși depistați în Polonia. Chiar aceste transporturi către Ucraina erau monitorizate și, sigur, informațiile sunt că ar fi fost intenții și de sabotaj a acestor transporturi. Este evident de ce rușii urmăresc asta, să fie un caz izolat sau o chestiune care s-ar putea regăsi pe tot flancul estic până la urmă. În condiții de război, spionajul cu scopuri militare este practicat. Și acum avem o speță pe care sigur o vor analiza polonezii, cel puțin până la această dată, din ce ne informează, au găsit camere de luat vederi pe infrastructura de transport pe calea ferată. Infrastructură care probabil este folosită și pentru transport de echipamente militare și de muniție către Ucraina. Sunt interesați, fără doar și poate, care sunt aceste fluxuri, care sunt cantitățile care se livrează, ce anume din echipamente, dacă ele sunt observabile, și așa mai departe, ca informații. Partea cealaltă este mai complicată, pentru că de la montarea unor camere de luat vederi și colectarea de informații la pregătirea unei rețele de sabotaj, este un lucru mai complex și mult mai periculos. Cât de vulnerabile sunt țările de pe flancul estic, care sunt practic și la granița cu războiul, în fața acțiunilor de spionaj și eventual sabotaj din partea Rusiei? Pe linie de contraspionaj, fiecare țară trebuie să-și pună în funcțiune procedurile.
și în cazul României, al Poloniei, al celorlalte state care sunt pe granița de est și sunt state membre NATO, se lucrează din acest punct de vedere. Iar activitatea de contrainformații este coordonată și pe baza principiului need to share se ajunge la informații reciproce, dar este o activitate pe care o coordonează NATO dintr-un asemenea punct de vedere. Orice operație militară, chiar dacă este o operație militară de asigurare a aprovizionării frontului ucrainian cu armamente, echipamente și alte categorii de materiale, presupune și o pregătire și o aplicare a unor proceduri privitoare la contrainformații și contraspionaj. Suntem în război, războiul nu este la noi, dar suntem aproape de o zonă de război și este clar că toate statele sunt vizate. Spionajul se poate produce nu numai în zona graniței de est, se poate produce și în zona centrală a Europei și în partea de vest. Ei caută să monitorizeze și punctele de intrare, porturile mai ales, fie din Olanda, din Germania, din Grecia, ca să aibă o imagine cât mai bună cu privire la ceea ce se transportă când se transportă. Sigur, interesele pe baza strategice, aceasta, da. Pot să evalueze un anumit grafic, să-i spunem, de întărire a armatei ucrainiene. Și fiți convinși că zona lor de interes acum este legată de transporturile care ar favoriza pregătirea grupării de contraofensivă a ucrainienilor. În mod evident, mă gândeam pe de altă parte la presiunile pe care le face Rusia, Florin. Vedem cu ochiul liber aceste presiuni în Republica Moldova, dar așa mici sâmburi ale influenței ruse se regăsesc și în țara noastră și nu numai, adică vedem mesaje rusofile, le vedem uneori chiar și în Parlamentul României. Mici, eu le consider mari, mult prea mari. În comparație cu Moldova, mie îmi place să le zic mici încă. Pentru că propaganda rusească în România este o realitate de ani de zile. Acum poate am devenit mai atenți pentru că s-a intensificat. Dar războiul lui Putin cu Vestul, și noi suntem partea Vestului, nu? Este unul vechi. Este vechi de 20 de ani, cel puțin. Evident că nu e un secret pentru nimeni faptul că Occidentul furnizează muniție și armament Ucrainei. Evident că aceste armamente, aceste muniții trebuie să aibă niște trasee, niște rute ca să ajungă în Ucraina. Noi știm și rușii știu că aceste armamente, muniții, trec prin țările de la granița Ucrainei, nu? Că nu se teleportează. Deci România este și ea țară de tranzit pentru echipamentele militare din Occident către Ucraina. Acum și ei încearcă să vadă care sunt rutele, care sunt traseele, pe unde intră, pentru a avea o imagine mai clară unde să atace, nu? Ținta lor predilectă, și vedem de fiecare dată când identifică câte un transport sau câte un depozit, ținta lor este tocmai reprezentată de aceste rute de transfer de armament și tehnică militară dinspre Occident. Deci să nu ne închipuim că rușii nu sunt aici prin jur și nu colcăie de ruși prin țările din estul Europei. Rusia face lucrul ăsta ca parte a războiului. Deci este războiul clasic pe teren, pe față, pe care îl vedem cu toții, cu bombardamente, cu soldați în Ucraina, dar este un război hibrid pe care Rusia îl duce de multă vreme. Iar asta include inclusiv ce spuneai tu, destabilizarea unor țări din estul Europei, respectiv Moldova, pentru a intra sub sfera de influență rusească. Da, în momentul ăsta, cred că cea mai bună garanție de securitate pentru Republica Moldova pe care poate să o dea România și Occidentul este să ajute Ucraina. Să ajute Ucraina să reziste. Să rămână acolo. Fără Ucraina, Moldova ar fi hăpăită de Rusia.
Moldova nu are graniță directă cu Rusia. Mă rog, există o discuție legată de Transnistria. Dar faptul că există această zonă mare de tampon între Marea Federație Rusă și micuța Moldova, asta este șansa existențială, ca să spun așa, a Moldovei. Deci dacă vrei să ajuți în momentul ăsta Moldova, și a spus-o și șeful diplomației britanice acum câteva ore, ajutați Ucraina să reziste. Să mergem însă și în Rusia și să vedem ce se întâmplă acolo, că tot vorbeam de serviciile de informații rusești. O clădire a Serviciului Federal de Securitate a Rusiei a luat foc în orașul Rostov-pe-Don, din sud-vestul țării. Potrivit surselor de știri din Rusia, focul a izbucnit la un depozit de muniție din clădirea Serviciului de Frontieră a FSB, din orașul de pe coasta Mării Azov, aflat la circa 100 de kilometri de granița ucraineană. Sunt victime, cel puțin un mort și doi răniți, potrivit agenției ruse de presă TASS. Sunt citați martori care spun că înainte de ca incendiul să înceapă, au auzit explozii. Pompierii au cerut scuturi blindate pentru a se proteja de fragmente rezultate din exploziile în lanț. Lângă muniție erau depozitate și rezervoare de combustibil. În contextul acestei informații v-aș întreba, domnule Bălăceanu, dacă în acest caz am putea vorbi oare de sabotaj? Este foarte greu să ne pronunțăm. Asigur, în asemenea situații sunt două ipoteze. O primă ipoteză este neglijența. Rușii s-au confruntat cu foarte multe incendii și nu neapărat produse prin lovirea de către ucrainieni. Mă refer la loviturile lor, fie în Crimea, fie în Belgorod. Nu neapărat de grupuri, să nu le spunem de sabotaj, pentru că ar fi grupuri de recunoașteri și de executarea cercetării în adâncime. Da, ele pot avea și o misiune de sabotaj. Dar aceste informații este greu să le aflăm. De regulă însă retorica rusească face ca orice asemenea incident, un asemenea accident, că este mai mult decât un accident, să fie transferat în zona acțiunilor ucrainiene prin grupurile de sabotaj. Să nu uităm că ei acționează legat de legea marțială, să nu uităm că la ultima întâlnire pe care a avut-o Putin cu FSB-ul le-a tras atenția asupra creșterii vigilenței FSB împotriva echipelor de sabotaj și a elementelor teroriste. În definitiv, elementele de sabotaj pot să apară în zona acțiunilor militare. E tot dreptul unui stat care se apără să lovească depozitele, infrastructura de transport a inamicului, inamicul fiind Federația Rusă, iar atunci când rușii se referă la terorism, în mod sigur, se referă la posibile mișcări de insurgență pe teritoriul ocupat de invadator, invadatorul fiind Federația Rusă. Vă mulțumesc frumos pentru toată această analiză. Florin, m-aș întoarce și la tine și acum, fie că a fost accident, fie că n-a fost accident, până la urmă, da, așa a procedat Rusia, s-a folosit de orice incident și... Acolo a fost vorba despre o țigară uitată, aprinsă. Ca de fiecare dată când s-a întâmplat ceva pe teritoriul Federației Ruse, a fost vorba de o țigară uitată, aprinsă. Sigur că rușii vor spune că a fost un act de terorism al naziștilor ucraineni, pentru că ei au toată motivația din lume pentru a susține teza că patria este atacată. Iată, Ucraina, ucrainenii, nu doar că ne atacă la Bahmut sau la Mariupol, ne atacă chiar pe teritoriul Federației Ruse. Atunci Putin n-are justificarea să le spună rușilor că patria este atacată și că toată țara trebuie să se ridice într-un nou mare război pentru apărarea patriei. Tocmai a ordonat o nouă mobilizare de 400.000 de oameni. Exact. Și poate accident sau nu, acest moment îl ajută pe Vladimir Putin. Sigur că l-ajută. Să creeze panică. Sigur că l-ajută pentru a justifica teza atacului pe care Occidentul îl face asupra Federației Ruse. El are nevoie să le vândă rușilor povestea asta, că ei de fapt duc un război de apărare, pentru că altfel nu poate susține teza mobilizării, ridicării poporului și ridicării economiei la starea unei economii de război. Pentru că în discursul către națiune pe care l-a ținut acum o lună,
Vladimir Putin asta ne-a anunțat. Va fi un război lung la care trebuie să participe toți rușii. Da. Greu pentru populația rusă să facă față și tuturor sancțiunilor venite din Ucraina. Da, se spune că rușii știu din să suferă. Din cauza războiului din Ucraina, la asta mă referam. Deci se spune și e o realitate lucrul ăsta, rușii suferă. Rușii sunt învățați sau au fost învățați să trăiască cu puțin și să trăiască sub un regim de sancțiuni. Practic, faptul că Occidentul impune sancțiuni Rusiei nu înseamnă pentru rusul de rând mare lucru. În schimb, faptul că vin o grămadă de băieți în saci acasă, în saci de... Asta este o realitate care devine din ce în ce mai pregnantă în fiecare familie. Curând, cineva sau toată lumea va cunoaște pe cineva care a avut un băiat care a murit în Ucraina. Mai luăm o scurtă pauză publicitară. Când ne întoarcem, vorbim despre Biserica Ortodoxă, care nu exclude ca educația sexuală să fie probă la bacalaureat. Vedem imediat declarația purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române în exclusivitate pentru Digi24.ro. Am revenit cu informația momentului. Biserica Ortodoxă Română nu exclude ca educația sexuală să fie probă la bacalaureat. Într-un interviu pentru Digi24.ro, purtătorul de cuvânt Vasile Bănescu spune că absolvenții de liceu ar putea să fie testați și dintr-o materie numită acum în școli educație pentru viață. În același timp, Bănescu a precizat că religia trebuie să devină o materie opțională la bacalaureat, însă nu a precizat dacă va fi un examen scris sau oral. Când un elev își va alege să dea bacalaureatul la religie, aici sunt două posibilități. Fie să existe o înțelegere la nivelul tuturor cultelor pentru o programă pe care elevii să o pregătească de comun acord cu o problematică comună, așa cum nu sunt de acord personal ca teolog ca subiectele de bacalaureat la religie să fie strict teologice, consider că un subiect la educația sexuală la bacalaureat n-ar trebui să fie un subiect care să implice noțiuni foarte, cum să vă spun, foarte ideologizate din acest punct de vedere. Adică, pe scurt, ca să fiu cu ce umpli conținuturile acestea și variate de discuție, dar depinde, repet, de conținuturi. Așa cum nu sunt de acord personal ca teolog. Bun, aceasta a fost declarația purtătorului de cuvânt a Bisericii Ortodoxe. Deci, așa să se închidă oare această dezbatere publică, această controversă legată de legile educației, să avem bacalaureat și la religie și la educație sexuală, să fie ceva pentru toată lumea? Florin? Eu cred că suntem aici într-o confuzie. În primul rând, nu biserica dă bacul în România. Nu biserica face educația în România. Biserica este biserică, Ministerul Educației, Ministerul Educației. Conținuturile și probele de BAC nu se stabilesc la BOR. Se stabilesc la Ministerul Educației. Acum, cererea cultelor ca religia să fie o materie opțională la BAC, nu văd ce rău ar face. Din moment ce religia face parte din trunchiul comun. Adică elevii de liceu învață această materie la liceu. Dacă o învață la liceu, nu văd ce rău ar face dacă ar da religie la BAC. Și îți garantez că foarte mulți se vor duce spre religie la BAC pentru că probabil se va lua 10 ușor. E ca la sport. Aici problema însă vine din materie și din conținuturi. Eu sunt de acord cu această materie pentru bacalaureat în condițiile în care se face o evaluare a conținuturilor respective și în condițiile în care subiectele de BAC nu vor fi de natură dogmatică sau cultural sau teologică foarte precisă, foarte exactă, ci de... Da, pentru că nu vorbim de examinarea unor studenți la un seminar teologic, corect, nu? Vrem să-i scoatem popi, preoți, exact, asta pe este ideea. Elevii de liceu. Dar elevii de liceu, probabil, în mintea mea, trebuie să aibă o cultură în zona aceasta. Pentru că vedem câte confuzii se fac. Vedem câte lucruri care
nu sunt învățate, nu sunt studiate. Sunt foarte multe persoane habotnice în România care habar nu au de lucrurile astea. Da, ce le-ar strica elevilor să învețe, de pildă, diferența dintre culte? Nu? Da, eu cred că tocmai de aceea Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte care au semnat această adresă către Ministerul Educației ar trebui să se preocupe întâi despre curricula. Exact. De la orele de religie, pentru că inclusiv în scrisoare și în comunicatele care au tot venit de când a apărut această dezbatere în spațiul public, au spus, haideți să ne uităm ce impact a avut religia, credința creștină și nu numai, asupra culturii europene, asupra artei europene. Care este istoria acestor culte? Ceea aceste ce este, lucruri ceea lipsesc, este firesc, însă. Ceea ce lipsesc este însă din curriculă. Și dacă ar exista, poate altfel ar fi și reacția publicului vis-a-vis de ideea bacalaureatului la religie. Copiilor, asta le lipsesc însă și adulților. De a vedem poziții atât de antagonice, de a scrâșnim din dinți când vedem o persoană de un cult diferit. De asta nu suntem cultivați în spiritul toleranței, pentru că ne preocupă prea puțin să aflăm despre celălalt, să-l înțelegem pe celălalt, să aflăm în ce Dumnezeu crede celălalt, care sunt, ce se întâmplă la el în biserică sau ce se întâmplă la el în familie sau ce se întâmplă în cultura lui. Deci o materie religie predată în spiritul toleranței și al înțelegerii diversității de religii din lumea asta, mie mi se pare o materie binevenită. Dar uite că tocmai aici apare o altă problemă care pornește tot de la cultele din România în frunte cu Biserica Ortodoxă Română, care s-a legat de termenul diversitate din legea educației, care s-a legat de termenul orientare sexuală în legea educației, termen de orientare sexuală care în ce context apărea? Apărea tocmai în contextul în care se făcea apel la toleranță. Să nu discriminăm din niciun motiv, fie el etnic, fie el religios, fie el de orientare sexuală. De ce să eliminăm această sintagmă? De ce să nu promovăm în rândul tinerilor toleranța de orice fel? Pentru că până la urmă ăsta e spiritul moralei creștine, corect, nu? Corect. Este vorba despre iubire creștină. Iubirea creștină. Iubește-ți aproapele. Înțelege-l. Acceptă-l. E evident ce spui tu este un lucru de bun simț. Nu văd de ce ai scoate acest termen din paragraful respectiv, din lege. Cred că școala românească, în esență, ar trebui să scoată nu niște copii care magazinează informații, ci niște cetățeni. La 18 ani, copilul respectiv, tânărul respectiv, aproape adult, ar trebui să aibă niște abilități de cetățean. Și trebuie să ne gândim cum vrem să arate cetățeanul respectiv. Vrem să fie insular, vrem să fie intolerant, vrem să fie habotnic, vrem să fie întors spre trecut, sau vrem să avem o societate tolerantă, deschisă, în care oamenii să colaboreze, în care oamenii să se înțeleagă și să se accepte unul pe celălalt, în care să promovăm diversitatea de opinii, sunt lucruri pe care societățile occidentale și le-au reglat, dar e drept că și le-au reglat în generații și în zeci de ani. Noi trebuie să facem pasul ăla, pentru că ne uităm spre vest, apropo de discuția noastră anterioară, și ne comportăm. Ne uităm spre vest și ne comportăm ca în est, că lucrurile astea apar foarte des în proiectele de lege din Rusia, de pildă. Da, și pentru că vorbeai de vest, ne uităm la Papa Francisc, pentru că acolo, chiar dacă dogma catolică seamănă cu dogma ortodoxă, capul Bisericii Catolice are un pic mai multă deschidere, zic eu, către aceste minorități pe care dogma ortodoxă în continuare nu reușește să le tolereze, cum
Sigur, dogma în sine nu le tolerează, dar spiritul creștinismului pare să fie explicat și adaptat zilelor noastre mai bine de Papa Francisc. Da, eu cred că riscăm să ducem în această discuție într-o zonă din care nu mai putem să ieșim, pe care nu putem depăși, iară ne tribalizăm, iară ducem discuția într-o zonă care nu rezolvă lucrurile. Una e una, alta e alta. Religia la bacalaureat, materia respectivă, încă o dată poate să rămână în condițiile în care conținuturile predate în liceu sunt predate în spiritul ăsta despre care vorbeam. Îți mulțumesc frumos, Florin, pentru această analiză. Noi ne revedem mâine. Până atunci, rămâneți la știrile orei 16 cu Teodora Tompea.